Cristi, felicitări pentru gol, felicitări pentru victorie. A fost așa o mică revanșă pentru că i-am învins cu exact același scor cu care ei ne-au învins în tur. Da, mulțumim. Nu a fost nicio revanșă pentru că mister ne-a spus să nu ne gândim la meciul tur, pentru că acolo a schimbat foarte mulți jucători. Dar este important că după calificarea cu Balcanii am reușit să mai legăm o victorie. O primă repriză excelentă, nu? Ai dat un gol acolo. Da. Super. Cum ai gândit faza? Păi, lucrăm la antrenament. Eu cu Cipri și cu Nana ne mișcăm în teren și... Ai apărut bine acolo. Da, ori apar eu, ori Nana, ori Cipri. Și m-am nimerit eu. Sunt bucuros că am reușit să marchez și să câștige echipa. Asta este cel mai important. O victorie importantă, Cristi, pentru punctele pe care le-am obținut. Venim după un eșec în campionat și ne apropiem acolo de primele clasate. Ținem pasul. Da, normal. Avem și două jocuri mai puțin decât restul echipelor. Eu cred că în play-off se va decide totul. Perfect. Mulțumim, baftă.